Da, vă salut, prieteni, și bine ați venit la o nouă emisiune. Pentru că avem acest format nou de emisiune pe Facebook, îmi permit acum la început să vă întreb tradiționalul, mă auziți, merge lucru, merge transmisiunea și așa mai departe. Să mă iertați dacă o să petrec câteva momente verificând aceste lucruri. Mă uit acum pe monitoare aici, văd că se mișcă treburile, dar aștept să-mi scrie cineva, să-mi lase cineva un comentariu și să-mi spună dacă într-adevăr mă aude. Că, na, asta este până la urmă marea problemă. Văd că sunt oameni care m-au salutat aici, Marius Daniel, George Petre, Cristian Creța. Nu văd însă, dacă, să-mi zică cineva dacă mă aude sau nu. Claudiu Ghizdăreanu, îl salut și pe el. Atâta vă rog numai să-mi spuneți. Adi Rusu zice că mă aude perfect. Și la mine vedeam aici că merg toate lucrurile. Însă am spus că cel mai bine este să verific și cu voi, pentru că până la urmă asta este partea cea mai importantă, să mă auziți voi, nu să îmi arate mie dashboard-ul că totul funcționează perfect. Ok, de ce am făcut mișcarea asta pe Facebook acum? Păi am făcut-o pentru că știți foarte bine, de ceva vreme încercam să facem un pic trecerea și pe Facebook, să vedem dacă putem să ținem videoclipuri și pe Facebook. Am avut câteva probleme, știți foarte bine, la ultimele încercări nu am reușit. Tehnologia ne-a învins, asta este. Însă nu ne-am dat bătuți și în cele din urmă cred că am învins noi tehnologia, pentru că uitați, suntem prezenți pe Facebook în această zi de duminică, discutând despre un subiect nou. Este un subiect care noi credem că este important pentru suporterii steliști, pentru că noi trăim în aceste zile într-o eră a internetului în primul rând și a conținutului în cel de-al doilea rând. Cum toată lumea are acces la internet, toată lumea are acces la foarte mult conținut. Și vă rog frumos să țineți cont de faptul că am folosit acest termen, conținut, și nu informație. Pentru că acesta este până la urmă scopul principal al acestui tip de emisiune pe care îl facem noi acum. Gunoaiele din presă i-am pus numele, însă, da, și știu, este destul de dur acest nume, gunoaiele din presă, însă noi considerăm că reflectă foarte bine adevărul, da? Și prin acest tip de emisiune pe care noi am intitulat-o Gunoaiele din presă, prin episoadele pe care o să le facem aici, o să încercăm să vă arătăm diferența dintre informație și conținut.
pentru că există o diferență și e foarte importantă. În primul episod am decis să discutăm despre site-ul We Love Sport, un proiect nou apărut în urmă cu 2 ani în presa din România, da? Ei spun că fac presă. Noi spunem că ei nu fac presă și am intitulat acest episod We Hate Sport pentru că prin ceea ce face We Love Sport, de fapt, strică, da? Face rău presei sportive, face rău sportului. Așa că numele acesta We Love Sport nu prea se justifică, da? În fine, nu contează acest lucru, ei și-au ales un nume ca să pară cât mai ok afacerea lor, ca oamenii să vină la ei pe site, e de înțeles lucrul ăsta. Însă, ce nu e de înțeles este această încercare de a dezinforma, da? Și o să vă arătăm acum de ce am sărit noi să îi mușcăm, ca să spunem așa. Pentru că ceea ce au făcut ei aici, pe pagina lor de Facebook, nu este în ordine. V-am pus acum pe ecran o captură de ecran, nu știu dacă v-a apărut încă vouă, la mine apare pe dashboard, pe ecranul Facebook-ului, de-abia acum a apărut, da? Este un pic de lag, nu contează, nu o să mai vorbesc despre asta, dar asta voiam să vă spun. Articolul acesta, de fapt nu articol, postarea aceasta pe care ei au pus-o ieri, această postare ne-a atras atenția și ne-a mânat să lansăm mai devreme decât am fi vrut acest format de emisiune numit Gunoaiele din presă și să îi selectăm pe ei drept primul exemplu pentru că ni s-a părut că este un exemplu perfect pentru ceea ce vrem noi să arătăm aici. După cum vedeți, există o postare publicată ieri în care We Love Sport discuta despre Adi Popa. Se pare că a fost ziua lui în 24 iulie. Noi nu avem de unde să știm, știți foarte bine, Adi Popa nu a jucat niciodată la Steaua, nu ne interesează ca jucător, însă, după cum bine vedeți acolo, scrie foarte frumos că Motoreta a jucat la Steaua și că a semnat cu Steaua în 2012. Acest lucru este o minciună, evident, și cei de la We Love Sport au făcut această postare din câteva motive care țin mai degrabă de social media, marketing și de SEO. Da, au folosit un cuvânt cheie, Steaua, pentru a atrage oameni, au folosit și cuvântul FCSB, din câte văd acolo, da, tot pentru a atrage oameni. Strategia asta de a folosi ideea de Steaua în ceea ce privește FCSB este menită pentru a implica pe oieri, da, să vină să dea like, să dea share, să comenteze, nu contează chestiile astea. Este practic marketing pur. Ei asta fac. Ei spun că sunt jurnaliști. Nu sunt jurnaliști. Un jurnalist adevărat nu dezinformează. Noi am mai discutat despre chestia asta de-a lungul timpului. Dacă cei de la We Love Sport ar fi jurnaliști adevărați, ar scrie că nu a semnat niciodată Adi Popa cu Steaua. Și acesta este adevărul. Ar fi scris numele societății cu care a semnat, pentru că ei pot verifica acest lucru, dacă tot spun că sunt ziariști. Și dacă chiar ar fi vrut să fie băieți buni, ar fi pus deciziile judecătorești care au explicat foarte bine de ce Fotbal Club FCSB nu are voie să folosească numele Steaua, da? Voi știți foarte bine, prieteni, Fotbal Club FCSB a luat mure, ca să spun așa, de la justiție când a fost dat în judecată și când justiția a decis că folosea ilegal numele pe care îl avea. Practic, Fotbal Club FCSB nu avea voie de la început, din 2003, să folosească acel nume, însă l-a folosit pentru că asta este țara în care trăim, nu este absolut nicio problemă, nu este surprinzător. La fel cum Fotbal Club FCSB a încercat să dea țepe și să folosească numele Steaua pentru a face bani, la fel și băieții ăștia de la We Love Sport vor să facă practic același lucru, că na, asta este.
Observ că vin câteva comentarii pe aici, nu o să pot să fiu atent la ele, îmi cer scuze, momentan o să discut despre subiect și o să trec la comentarii mai încolo, dar voi puteți să fiți atenți la comentarii, prieteni, și să discutați între voi, nu este absolut nicio problemă. Bun, ce ne-a atras nouă atenția la We Love Sport? Păi, un lucru interesant care ne-a atras atenția a fost faptul că nu-i prea găsești. Pe Google Search, da? Intri pe Google, dai un search, nu-i găsești chiar așa de repede. Dar atenție! Le găsești reclamele. Găsești reclamele celor de la Wheel of Sport pentru că se pare că ei au destui bani, au fonduri ca să facă reclame pe Google. Ok, nu este asta nicio problemă. V-am pus o captură de ecran ca să vedeți. Reclama lor este chiar prima, se vede, este un ad, un anunț. Nici nu am dat search după cuvântul Wheel of Sport. Și nu am dat search după cuvântul Wheel of Sport pentru că atunci vă dați seama că este un pic, cum să vă spun eu, greșit modul de a căuta. Da? În cazul în care aș da după cuvântul Wheel of Sport, sunt șanse foarte mari ca site-ul lor, intitulat chiar Wheel of Sport, să fie primul în rezultatele căutării. Însă, eu am modificat foarte, foarte puțin acest cuvânt cheie. Am pus Wheel of Sports și, drept dovadă, primul rezultat este anunțul lor, da? Wheel of Sport. Este un cuvânt cheie diferit de cuvântul lor cheie, însă este un cuvânt cheie destul de aproape, da? Și, până la urmă, asta este ceea ce contează, da? Să fie ideea de sport, de love, de we acolo, ca să vedem ce se întâmplă. Ei bine, suntem loviți cu această reclamă, care, v-am spus, pe Google nu costă chiar foarte puțin. Sports, aceste cuvinte cheie costă destul de mult dacă vrei să-ți faci reclamă, pentru că sunt cuvinte cheie foarte utilizate. We love sport, la fel, we love sports, la fel, cuvinte cheie foarte utilizate. Așadar, sunt gata să pun pariu că cei de la Wheel of Sport cheltuie o sumă importantă de bani pentru Google Ads. Dar, din nou, asta nu este o problemă. Până la urmă e vorba de banilor și ei fac ce vor cu banilor. Și ei chiar fac ce vor cu banilor pentru că acest Google Ad nu este singurul ad pe care îl rulează ei în acest moment. Mai așteptăm încă 2 secunde pentru că am pus o nouă captură de ecran. 5, 4, 3, 2, 1. Ar trebui să vă apară acum. Da? După cum bine vedeți, ei rulează și reclame pe Facebook. Nu rulează doar reclame pe Google. Și când spunem rulează reclame pe Facebook, nu ne referim la o singură reclamă, ci la mai multe reclame. Din nou, așteptați 2 secunde ca să vedeți captura de ecran următoare. Ok. Ei au reclame prin care își promovează articolele, ei au reclame prin care strâng like-uri și cam asta explică de ce pagina lor la 2 ani de la înființare are vreo 14.000 de like-uri, pentru că ei au un engagement foarte slab pe pagină, dacă stai puțin să te uiți, foarte puțin oameni comentează, foarte puțin oameni le dau like și e normal să fie așa, având în vedere că ei își plătesc traficul, își plătesc engagementul, își plătesc publicul, ca să spun așa. Dar, din nou, important este că rulează foarte multe reclame. Într-adevăr, reclamele de pe Facebook s-ar putea să nu coste la fel de mult ca cele de pe Google, dar costă și ele și asta înseamnă că oamenii au bani, pentru că doar atunci când ai bani îți permiți să bagi bani, nu? Noi, de exemplu, la Steaua Liberă, noi nu avem bani, noi nu rulăm reclame. Nu rulăm reclame nici pe Google, nici pe Facebook. La noi totul este organic, pentru că la noi nu vin sponsori. Și noi am stat și ne-am gândit de unde ar putea să vină banii pentru acești băieți de la We Love Sport. Și răspunsul la această întrebare este chiar pe pagina lor de Facebook. Dacă deschideți pagina de Facebook a Wheel of Sport, o să vedeți la cover photo acolo că au
un videoclip sau un GIF, nu știu ce, ce este. Este practic o reclamă în care, din nou, aștept 2 secunde ca să apară, perfect, în care ei spun că o campanie Wheel of Sport susținută de Superbet pe www.wheelsport.ro. Okay. Deci ei practic recunosc că sunt susținuți de Superbet, deci practic de aici le-ar veni banii, dacă e să vorbim așa. Însă, și aici este o problemă, din câte știu eu și din câte spun legile, nu prea ai voie să faci reclamă la cum le zice, case de pariuri, dacă dați-mi voie 2 secunde să fac o nouă tranziție, dacă nu ai licență de afiliat clasa a doua. Această licență este eliberată de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tu ai voie să faci reclamă la case de pariuri, la gambling, la jocuri, la toate chestiile astea. Dar dacă îți faci o astfel de, îți faci rost de o astfel de licență de afiliat. În mod normal, nu poți să rulezi și să faci reclame la case de pariuri dacă nu ai o astfel de licență, pentru că dacă faci chestia asta, amenda este destul de mare. Însă, din ce am văzut noi, nu prea am găsit compania Wheel of Sports prin lista aceasta de licențiați clasa a doua. De ce nu i-am găsit? Nu știu. E posibil ca ei să nu primească bani pentru reclame. E posibil lucrul ăsta. Însă, singuri au spus acolo că este o campanie susținută de Superbet. Și puțin probabil să nu primească bani, că nu știm altfel cum ar putea, în ce ar putea să se traducă această susținere, știți? Dați-mi încă 2 secunde voie să mai găsesc aici ce voiam să pun. Pentru că noi am încercat să ne facem temele și ne-am uitat să vedem care este firma. Da? Firma este Wheel of Sports SRL, sediu pe strada Haga numărul 12 în București. Au pus chiar ei aceste informații, nu este absolut nicio problemă. Da, am căutat firma cu acest nume, nu am găsit-o pe Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. V-am zis, e posibil ca ei să nu aibă nevoie de o astfel de licență de afiliat. Noi nu știm exact ce contacte și ce contracte au ei cu Superbet. Poate că îi fac lui Superbet, le fac celor de la Superbet o reclamă doar așa din prietenie, da? Au pus ei acolo. Nu este absolut nicio problemă. Se poate. Acest lucru nu înseamnă, din nou, nu înseamnă neapărat că ei încalcă legea. Noi doar discutăm despre acest aspect. În mod normal, dacă tu îți faci reclamă, faci o reclamă, ai un business și faci o reclamă la o casă de pariuri, trebuie să ai achitată acea taxă pentru a obține lista de licențiat, lista certificat de licențiat clasa a doua. Da? Noi știm că trebuie să facem așa pentru că și noi am fost contactați la un moment dat de o casă de pariuri ca să ne ceară și nouă să facă publicitate la noi pe site. Noi nu am vrut să acceptăm și motivul pentru care nu am vrut să acceptăm este că pentru a obține o asemenea licență de afiliat clasa a doua trebuie să plătești în jur de 7.000 de euro pe an. Știți foarte bine, proiectul Steaua Liberă este un proiect cât se poate de mai degrabă hobby, nu un proiect. Noi nu stăm să facem bani, nu ne interesează să facem bani. Pe noi ne interesează doar să discutăm despre Steaua și evident să arătăm problemele pe care le are Steaua, problemele pe care le are fotbalul românesc și așa mai departe. Și evident să arătăm și când jurnaliștii calcă strâmb. Așa cum v-am spus, noi am căutat pe site-ul ăsta al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc să vedem dacă găsim compania Wheel of Sport. Nu am găsit-o, asta nu înseamnă nimic. Însă ca să vă faceți o idee, da? Dacă căutați acolo o să vedeți, o să găsiți RCS RTS,
Da? Și ei nu sunt. RCSRDS nu are contracte de sponsorizare cu Superbet sau cu alte case de pariuri. RCSRDS trebuie totuși să aibă această licență de afiliat clasa a doua, pentru că, așa cum și spune acolo, ei oferă centre de stocare a serverelor, adică aceste servicii de servere pentru companiile astea de jocuri de noroc. Și conform legii, dacă tu faci bani din jocuri de noroc, trebuie neapărat să ai această licență de afiliat clasa a doua. Banii, am uitat să fac această precizare, banii pe care tu îi plătești pentru această licență de afiliat clasa a doua, o parte din ei se duc, dacă nu mă înșel, la ceva asociație pentru combaterea dependenței de jocuri de noroc. Da? Nu mai știu cât, mi se pare că 1000 de euro din cei 7000 se duc acolo, nu mai țin minte. În fine, după cum vedeți, RCSRDS are această licență de afiliat. Altă companie care o are este Gazeta Sporturilor. Bine, nu este Gazeta Sporturilor pentru că compania care deține Gazeta Sporturilor are această licență de afiliat. Și se vede acum, o puteți vedea pe ecran, Ringier Sportal SRL este evident compania Ringier. Ăștia dețin Gazeta Sporturilor. Interesant este, atenție, că nu am găsit numele companiei care deține ProSport. Dacă nu mă înșel, este Web Editing Development SRL sau așa ceva. Așa se numește compania care deține ProSport. Stați două secunde că pot să vă spun acum. Da, Web Editing Development SRL. Nu i-am găsit pe această listă. Din câte știm noi, ProSport a rulat reclame la case de pariuri la ei pe site. Aceste licențe sunt date pe an. Da? Nu există posibilitatea să cumperi licența asta de afiliat clasa a doua pentru două luni. Cât timp ai tu o campanie de, nu știu, reclame pentru casele de pariuri cu care ai contracte. Știți foarte bine, când juca echipa națională, și pe ProSport și pe GSP apăreau acele mesaje cu sponsorii case de pariuri ale echipei naționale. Din nou, dacă îți cumperi o adresă, din asta, cum îi spune, licență de afiliat clasa a doua, aceasta este valabilă un an. Deci noi, în teorie, ar fi trebuit să găsim ProSportul acolo, sau, dacă nu ProSportul, atunci numele companiei care deține ProSport, Web Editing Development SRL, însă nu i-am găsit. Asta nu înseamnă absolut nimic, să nu ne înțelegeți pe noi greșit. Nu înseamnă că dacă nu este acolo, cumva ProSport a încălcat legea, așa cum v-am spus, că s-ar putea nici We Love Sport să fie încălcat legea. Nu este nicio problemă. Asta va decide justiția, da? Dacă va investiga cineva lucrurile acestea, vor vedea ei dacă într-adevăr aceste entități au câștigat bani de pe urma companiilor de jocuri de noroc. Dar dacă au câștigat bani de pe urma companiilor de jocuri de noroc, ei trebuie neapărat să plătească, să aibă aceste licențe, și dacă nu au aceste licențe, atunci vor trebui să plătească niște amenzi, nu? Încă o dată vă rog să mă iertați, o să încerc să schimb slide-ul din nou, pentru că investigația noastră, ca să spun așa, nu s-a oprit aici. Noi ne-am dus mai departe să vedem totuși care este treaba. Ok, poate că Wheel of Sport nu este implicată, dar ne-am uitat acolo să vedem oamenii care sunt implicați la Wheel of Sport. Și aici vorbim despre individul pe care voi îl cunoașteți, Lucian Lipovan, care este un FCSBist de mic. Omul întotdeauna a fost super fan Gigi Becali, este în continuare. V-am pus acum o imagine cu un articol de-a lui din 2017 în care omul încerca să explice de ce FCSB încă este steaua pentru mine. Și dacă vă uitați un pic la titlu, o să vedeți că titlul este un pic SEO. Deci titlul este făcut pentru SEO. Pentru că, și ăsta este adevărul, Lucian Lipovan nu este om de presă, în niciun caz nu este om de presă, el este practic un digital marketer
care scrie articole doar pentru a bifa anumite cuvinte cheie. În cazul de față, cuvântul cheie este de ce FKSB încă e steaua pentru mine. Vă puteți imagina, este un articol pe care probabil că toate oile ar vrea să-l citească, să vadă răspunsul, ca să poată și ele în orice discuție să explice de ce pentru ele FKSB încă este steaua. Însă partea cea mai nasoală pentru domnul Lipovan este că apare cuvântul ăla, apare expresia pentru mine. El pretinde că este jurnalist. El nu ar trebui, în calitate de jurnalist, să-și dea cu părere. El ar trebui să spună realitatea. Însă, atunci când tu vii cu pentru mine, atunci dovedești cam ce fel de profesionist ești. Și mă bucur că domnul Lipovan a făcut acest articol, pentru că ne-a făcut nouă viața mult mai ușoară. Ne putem da și noi seama cu cine avem de-a face. Și da, din nou vă spunem, nu avem de-a face cu jurnaliști, avem pur și simplu de-a face cu oameni de marketing care știu doar să-și bată joc de anumiți suporteri cu scopul de a-i atrage pe alți suporteri și de a-i face pe aceștia să-i urmărească, scopul final fiind, bineînțeles, să devină influencer, pentru că asta vrea toată lumea în România în ziua de astăzi, să devină influencer, cuvintele lor să fie ascultate de milioane și firmele private să vină și să le dea foarte, foarte, foarte mulți bani ca să poată ei să facă un profit. Un profit fără să muncească, bineînțeles, pentru că nu vorbim aici despre muncă. Când Lucian Lipovan își spune părerea de ce pentru mine FC FKSB nu este steaua, este ce, o postare de blog. Dacă el era chiar jurnalist, el făcea o investigație să ne arate de ce FC FKSB este steaua. Însă Lucian Lipovan, știți foarte bine, este unul dintre acești jurnaliști, în ghilimele, foarte limitați, care se mulțumesc cu puțin, care niciodată nu pun întrebările serioase și așa mai departe. Un jurnalist serios s-ar fi întrebat înainte de toate cum dracu se poate ceva ce nu are personalitate juridică, adică secția de fotbal a clubului Steaua, să se privatizeze. Da? Și de acolo ar fi plecat el, ar fi descoperit el ce s-a întâmplat în 1998 de s-a ajuns aici. Da? Dar el nu face chestia asta pentru că e greu. Munca e grea, dar ei nu vor să muncească. Acești influencer wannabes nu vor să muncească. Ei se mulțumesc să stea, să-și spună părerile, să scrie după niște cuvinte cheie pe care le găsesc probabil pe Google Trends și să încerce să facă niște bănuți așa prostind oamenii. Practic nu este absolut nimic diferită încercarea asta a lor de a produce conținut de ceea ce a făcut Becali când el a folosit timp de 10 ani marca Steaua fără niciun drept. Și ei fac exact același lucru. Oamenii vor să se folosească de numele Steaua, de marca Steaua, de cuvintele cheie Steaua ca să facă niște bănuți. Așa cum v-am spus, noi ne-am interesat un pic să vedem care este treaba cu Wheel of Sport. Ok, Wheel of Sport nu are licență de afiliat, clasa a doua nu se regăsește pe acea listă, însă făcând și noi un pic, uitându-ne un pic să vedem acolo cum stau lucrurile, am văzut Lucian Lipovan este șeful Wheel of Sport, da, el este patronul, că la lor așa le place să folosească la nebunie acest cuvânt, patron. Este patronul Wheel of Sport, el este în același timp și patronul Digital Media Team și practic demonstrează că noi când spunem că ei nu sunt oameni de presă, ci sunt oameni de marketing, demonstrează că avem dreptate. Digital Media Team este o companie de marketing pe care Lucian Lipovan a înființat-o. Dacă vă uitați un pic pe ecran, din nou, peste vreo 6, 7, 8 secunde când o să apară imaginea, o să vedeți descrierea acestei companii de pe propriul ei site. El zice acolo, Digital Media Team s-a născut dintr-o întâmplare, din întâmplare să ne fi cunoscut, să ne dorim, cum să zicem, în fotbal mai mult de atât, adică mai mult decât ce se întâmplă de obicei la un job luni până vineri între 10 și 18. Dimineața, în loc de badge, dăm cu cafea și cu povești și bla bla bla. Sunt aceleași expresii și cuvinte
vechi pe care le găsești la absolut toate companiile de marketing. Da? Ei încearcă să fie cool, ei încearcă să fie deschiși la minte, să pară că nu muncesc, că nu se străduiesc, nu știu ce, etc. Apoi, dacă vă uitați un pic din nou pe site-ul lor, o să vedeți că toți cei care au scris până acum în comentarii și au încercat să facă mișto de această emisiune, sunt de fapt angajați la Digital Media Team, sau cum se numește, că i-am uitat numele, da? O să vedeți chiar acum pe câțiva dintre ei: Lucian Lipovan, Ionuț Tătaru, Mihai Mateaș, dacă nu mă înșel, aceștia au și postat astăzi aici. E o dovadă din nou a faptului că vorbim doar despre niște marketari și nimic mai mult. Nu se pune problema ca aceștia să fie oameni de presă. Da, dacă erau oameni de presă, stăteau liniștiți și scriau presă, nu își pierdeau vremea pe Facebook ca să facă propagandă. Din nou se schimbă acum imaginea și o să mai vedeți și echipa Wheel of Sport, care este trecută tot pe pagina Digital Media Team. La 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 6-7. Așa, perfect. Alex Popescu, alt om care a scris la noi pe site acum. Da, îi vedeți, oamenii încearcă să-și spele imaginile, se pare că totuși nu sunt ceea ce sunt. Nu este absolut nicio problemă, noi nu punem pumnul în gură nimănui. Dacă ei vor să ne facă nou aici engagement cât mai mare prin comentariile lor mincinoase, n-au absolut decât, pot să bage cât vor. Îi vedeți, Wheel of Sport este practic un offshoot de al Digital Media Team. Și dacă mergeți mai jos pe site-ul lor, după ce vedeți chestia asta cu Wheel of Sport, aici o să vină partea nasoală, pentru că pe site-ul Digital Media Team ei au link-uri către GoBet și SuperBet. Și noi ne-am uitat din nou pe pagina aia la oficiul pentru jocurile de noroc și Digital Media Team nu este trecută în acea listă. Acum, nu știu ce să zic, pe site-ul lor ei au link-uri către GoBet și SuperBet. Ei au făcut reclamă și trimit trafic către aceste două site-uri de jocuri de pariuri. Nu sunt expert, însă conform legii, ei au nevoie de licență de afiliat clasa a doua pentru ceea ce fac ei aici. Da? Pentru că trimit trafic. Dacă o au, dacă nu au, e problema lor. Este clar însă că au o problemă aici și probabil că ar trebui, probabil că și-o vor rezolva acum, că am atras și mine atenția asupra chestii astea, dar nu contează, pe noi chiar ne interesează. Ideea este, ce voiam noi să demonstrăm, este că acest proiect al lor, Wheel of Sport și Digital Media Team, până la urmă este un proiect de marketing, da? Și nu este un proiect de presă. Niciodată nu a fost un proiect de presă. Prieteni, când stați și vedeți imagini, când vedeți postări de la acești indivizi, gândiți-vă de două ori înainte să credeți ce spun oamenii ăștia. Ei sunt oameni de marketing, din nou. Pe ei interesează, la fel cum îi interesează pe foarte mulți oameni din presă. Da? Că îi vedeți pe oameni la GSP și ProSport, îi interesează doar să facă articole de rahat cu titluri de clickbait. Nu o să-ți vină să crezi ce s-a întâmplat. Dă click aici ca să vezi cine a mai făcut ce cu cine. Ăștia sunt exact aceiași oameni. Da? Să vă apucați acum și să distribuiți articolele lor sau să le citiți. Este penibil. Pentru că, uitați, mă uit acum prin comentarii și văd. Deci oamenii încearcă să fie amuzanți. Și chiar nu este amuzant, pentru că se fac din nou de rahat și demonstrează cam cât de lipsiți de profesionalism sunt. Dar asta nu contează. Prin acțiunile lor, ei dovedesc practic tot ce spunem noi, și anume faptul că ei nu sunt oameni de presă. Că sunt pur și simplu oameni de marketing care vor să facă niște trafic, să facă niște bani. Și nu știm. V-am spus să fiți atenți la comentarii. Ei s-au apucat să vorbească pe aici că bani de la becali, astea. Gura păcătosului adevăr grește. Noi nu știm de ce fac ei articole
prin care vor să dezinformeze suporteri. Nu știm de ce au postări în care susțin neadevăruri, cum că Adi Popa a jucat la Steaua. Adi Popa nu a jucat niciodată la Steaua. Și dacă ar fi fost acești indivizi oameni de presă, ceea ce nu sunt, ar fi spus adevărul. Însă asta este treaba. Noi nu avem ce face. Tot ce ne rămâne nouă este să deschidem o bere, să o turnăm și să o bem. Și să râdem de ei. Și e chiar foarte amuzant, pentru că mă uit acum, am și eu niște momente libere. Și pot să mă uit peste comentariile pe care ei le-au lăsat la acest live. În grup, da? Au venit toată echipa să dea comentarii. De ce au venit? Pentru că le e teamă. Pentru că, fiind companie de marketing, nu foarte bună, dacă îmi permiteți să spun acest lucru, ei trăiesc din aceste imagini. V-am arătat, We Love Sport are 15.000 de like-uri, dar rulează 3 reclame diferite prin care vor oamenii să strângă like-uri. Mai mult, dacă vă uitați la pagina cealaltă, a celelalte companii, Digital Media Team sau cum se numește, o să vedeți cea mai tristă situație posibilă. Această companie expertă în social media, da, are 197 de like-uri strânse. Ce e mai trist de atât? Eu atâta vă întreb. Să fii expert în social media și să n-ai 200 de like-uri? Ionuț Marius Tătar, unul dintre oamenii de la Digital Media Team, întreabă ce bere. Păi Heineken, da? Nu. I-am făcut reclamă, nu este absolut nicio problemă, că noi oricum nu primim bani de la Heineken. Dar dacă era interesat, uite, ți-am spus. Așa. Și, e foarte interesant, Mihai Matea zice, această emisiune ne-a crescut numărul de like-uri cu 3. Mulțumim, trimite factura plus. Plus. Alt cuvânt care dovedește cât de jurnalist este acest individ, Mihai Mateaș. Faptul că ți-a crescut numărul cu 3 like-uri nu este absolut nicio problemă. Probabil că am trimis la tine toate oile care mai urmăreau pagina noastră. Cu această ocazie le spunem și noi oilor să plece de la noi de pe site și le sfătuim să meargă pe site-uri precum Wheel of Sport, pentru că aceste site-uri mincinoase, cu articolele lor mincinoase și postările lor mincinoase, sunt exact ceea ce își doresc suporterii ovini ai FC Sibiu. Pentru noi este perfect dacă s-ar duce FCSB-știi și ar petrece timp pe acest site, pe această pagină de Facebook, ar fi perfect. Noi chiar ne dorim lucrul acesta. Ne dorim acest lucru pentru că noi vrem ca acești oameni să stea cât mai departe de Steaua. Și știind cât de mult urăsc acești content writeri clubul nostru, cât de mult îl iubesc pe Gigi Becali, acești content writeri care, deși se dau mari jurnaliști, niciodată n-au reușit să scrie un lucru rău despre Gigi Becali, da? Mari jurnaliști n-au fost deranjați când ăsta a avut declarații xenofobe, homofobe, rasiste, n-au fost deranjați când și-a bătut joc de fotbal, n-au scris niciun cuvânt când Gigi Becali, încălcând regulamentele, și-a trecut în cont Cupa României în acest an cu largul concurs al FRP-ului, nu. Pe ei nu i-a interesat niciodată acest lucru. În schimb, dacă intrați la ei pe site, lucru care noi nu vă sfătuim să-l faceți, o să găsiți articole în care Gigi Becali este lăudat, în care este numit unul dintre cei mai influenți oameni din fotbalul românesc. Cum este influent Gigi Becali în fotbalul românesc, nu știm. Poate în sensul rău, însă acești indivizi, Lipovan și colegii lui, n-au fost de părere că a fost influent în sensul negativ, că a stricat ceva. Ei mai degrabă îl laudă acolo. Acum, ei au zis singuri că primesc bani de la Becali, în comentarii. Noi nu știm dacă primesc, dar dacă primesc, să le fie de bine. Din nou le spunem, cel mai bine pentru ei este să meargă și să targeteze oile, adică suporterii FC Sibiu, să ia
să-i adune pe toți la ei pe site și să le dea în continuare minciuni, foarte, foarte, foarte multe minciuni, pentru că oile de acest lucru au nevoie. Oile au nevoie neapărat de aceste minciuni. Și noi avem nevoie ca oile să primească aceste minciuni, pentru că cea mai mare problemă a Stelei în acest moment este faptul că Gigi Becali și FC FCSB riscă falimentul. Pentru noi e un foarte mare pericol ca toate oile de care am scăpat să se întoarcă la Steaua. Noi nu vrem acest lucru. Noi nu ne dorim acest lucru. Noi ne dorim ca oile să stea liniștite pe site-urile astea de sport, de sport în ghilimele, We Love Sport, sport.ro și așa mai departe, da? Să stea, să-și petreacă tot timpul acolo. Vrem să stea în continuare la FC FCSB, vrem să stea la Chiajna, la orice echipă unde o să se ducă Gigi Becali după ce se închide problema cu Fotbal Club FCSB, da? Acolo vrem să se ducă. Vrem să-i urmărească în continuare pe acești indivizi, pentru că e foarte important ca acești indivizi să le dea informații oilor. Și dacă se poate, noi să scăpăm și de acești indivizi care să ne ignore pe noi, și de oile care îi citesc, și de Becali. De Becali bine am scăpat deja. Da? El mai este patron în ghilimele la Steaua, doar în ceea ce privește în mințile acestor indivizi care încearcă să fie cool aici la noi în comentarii. Alex Popa întreabă episodul 2 despre cine o să fie. Încă nu ne-am decis, pentru că sunt foarte multe exemple în România de astfel de site-uri mincinoase care încearcă să se folosească de cuvinte cheie doar pentru a dezinforma și doar pentru a face bani. Noi, sincer, nu prea înțelegem de ce toți vor să facă la fel. Când ești în capitalism și când vrei să faci bani, te-ai gândit că nu faci chiar întotdeauna la fel cum fac toți concurenții tăi. Te-ai gândit că vrei să le oferi oamenilor, clienților, ceva nou. Acești băieți, dacă tot se dau mari copywriter, da, mari content writer, dacă tot voiau să facă ceva, puteau să facă ceva nou. Puteau, de exemplu, să ofere un site unde să se regăsească informații corecte. Puteau să facă, v-am spus, investigații cum am făcut noi la Steaua Liberă. Să le arătăm oamenilor de ce nu se putea privatiza o secție de fotbal a unui club în 1998. Răspunsul este foarte simplu. Îl văd pe Lucian Lipovan că și el comentează la noi ăsta pe pagină. Răspunsul e foarte simplu. Acea secție de fotbal nu avea personalitate juridică. Neavând personalitate juridică, nu putea fi vândută, nu putea fi privatizată, nu putea fi împrumutată, nu putea să fie absolut nimic. E simplu. De acolo, dacă ești jurnalist, te uiți peste documente și o să înțelegi cum au stat lucrurile și gata. Așa, Mihai Mateaș vine cu argumentul suprem, zice, nu sunteți 7.000 nici cu toate rudele din țară. Dar ce contează? Noi nu vrem să fim 7.000. Pe noi nu ne interesează să facem like-uri. Nu ne interesează să strângem like-uri, să strângem vizualizări, să strângem public, nu ne interesează să facem rating. Nu ne interesează să facem trafic. Voi asta nu pricepeți. Oamenii ca voi, care toată viața au muncit pentru a stoarce un bănuț de la niște infecți, nu pricepeți că în țara asta mai există și oameni care iubesc sincer un club cum este Steaua. Da? Pe noi nu ne interesează să ne folosim de clubul Steaua ca să facem bani. Pe voi vă interesează și foarte bine, n-aveți decât băgați liniștiți, băieți, nu e absolut nicio problemă. Dar pe noi nu. Pe noi nu ne interesează să avem 100 de milioane de suporteri. Pe noi niciodată nu ne-a interesat să fim cei mai mulți suporteri din țară. Stelistul adevărat niciodată nu s-a mândrit cu așa ceva. Pentru că asta nu este un motiv de mândrie. Ai cei mai mulți suporteri din țară, ok, ce înseamnă asta? Că ai cei mai leneși suporteri din țară. Cei mai leneși suporteri din țară sunt întotdeauna cei mai mulți. Pentru că e simplu să ții cu o echipă care câștigă. Este foarte simplu să ții cu o echipă care câștigă și să nu faci absolut nimic pentru ea. Da? Te interesează echipa respectivă o oră și jumătate pe săptămână. Gata. Mai mult nu te interesează. Simplu. Uite.
Iubiți sincere poleții, ne spune Mihai Mateaș. Așa este. Și care este problema? Uite, iubim epoleții pentru că Steaua a fost întotdeauna clubul armatei. Nu poți să fii stelist și să ai boală pe armată. A, și dacă tu confunzi armata cu câțiva oameni corupți din armată, e problema ta. Dar din nou, aici vă demonstrați limitele, băieți. Limitele. Voi nu vedeți mai departe de epoleți. Voi nu vedeți mai departe de ceea ce vă spune vouă, becali. Voi nici acum, în 2020, nu ați reușit să porniți o investigație jurnalistică ca să vedeți ce s-a întâmplat în 2003, ca să vedeți ce s-a întâmplat în 1998. Voi, mari ziariști, nu puteți să faceți lucrurile acestea. Și nu credem că nu puteți, ci mai degrabă că nu vreți. De ce nu vreți? Pentru că v-a spus vărzar Radu Ioan, da? Sunteți plini de caș pe la gură. Asta este tot. Prieteni, sperăm că v-a plăcut această emisiune. V-am spus, este un prim episod. O să mai fie și alte episoade. Noi o să ne mai întoarcem și pe YouTube. Vă spun chestia asta de pe acum. Să nu credeți că o să fim doar pe Facebook. Nu, o să ne întoarcem cu emisiunea și pe YouTube și probabil că o să continuăm o perioadă și mai degrabă pe YouTube. Pentru că este mult mai ușor pentru sistem, mult mai ușor pentru transmisiune și așa mai departe. O să vedem. Transmisiunea pe Facebook este un pic mai complicată și necesită un pic mai multă muncă și un pic mai mult timp. Și știți foarte bine, noi nu prea avem foarte mult timp liber. Bun. Nu știu ce să vă mai spun. Mă mai uit un picuț prin comentarii să văd dacă mai aveți voi întrebări. Ca să fie mai ușor pentru mine, vă rog frumos, puneți acum întrebările pentru că nu o să mă descurc să le citesc pe toate dând scroll în sus. Așa că cel mai bine ar fi să apară acum întrebările. Nu mă interesează întrebările de la oamenii de la Digital Media Team și de la Wheel of Sport. Îi felicit pentru munca depusă în ghilimele. Mult succes în continuare. Și, ce să zic, la miștouri se pricep, la scris mai puțin, că am citit și eu niște articole și sunt destul de slăbuțe. Dar, mult succes în continuare, cu exercițiu, băieți, o să reușiți și voi să scrieți ceva, să vă dezvoltați calitățile astea de scriitor și cine știe, poate la un moment dat o să aveți și voi trafic organic, cum avem noi pe Steaua Liberă, fără să fiți nevoiți să băgați reclame pe Google, pe Facebook și așa mai departe. Bun. Așa. Ok. Văd că nu mai sunt întrebări, nu este absolut nicio problemă. Prieteni, eu vă las. Este o duminică frumoasă, soare afară. Eu, în mod foarte clar, nu o să mai facem emisiune astăzi. Săptămâna viitoare o să facem emisiune și probabil că o să continuăm pe YouTube. Ne puteți vedea acolo, dar oricum o să vă informăm. Țineți aproape pentru că pentru Steaua vine o săptămână importantă. Să vedem ce se întâmplă, să vedem cum stau băieții, care este situația cu îmbolnăvirile, cu ce echipe o să jucăm. Vine o săptămână importantă. O să începem meciurile pentru promovarea în Liga a 3-a. Dacă o să avem succes, o să fie o vară fericită pentru noi și eu, bineînțeles, o să fie o vară dezastruoasă pentru oamenii care postează acum la noi aici, încercând să pară cool, deși, na, asta este. Bun, vă las, prieteni, nu mai cred că este nimic de spus decât ceea ce vă spun întotdeauna. O zi frumoasă în continuare și forța asta.